domnule, domnul Nealu? Da. Domnule, eu am făcut, domnule, o căsușoară și aș vrea să dau comandă de termopane, domnule. Dumneavoastră faceți, da? Da, treceți pe la noi, de aici. Da, uite vă găsesc, domnule, mai exact. Mâine dimineața, acum nu. De săptămâna viitoare, da? La magazinul din centru, de la Slobozia. De unde? De la Piatra? Ei, la magazinul din centru, de la Slobozia, vrei. Ce magazinul unde, domnule? În centru, la Slobozia. Domnule, tatăl dacă nu prea înțeleg. Dar ce Slobozia unde, domnule? Domnule, vis-a-vis de primar, magazinul vechi, din Slobozia, domnule. Da, domnule, înțeleg, dar primarul cine? Și acum și vrei să fac? Să descriu tot Slobozia? Deci, unde vă găsesc mai exact? La magazinul din Slobozia, fostul Supercop. Da. Deci, cum ați zis că n-am înțeles, domnule? Păi, dar m-a dat de un ieșule. Eu din Zăniești, domnule. Bă, dar mă zic, vreau via acasă la mine, dacă nu știi la Slobozia. Și unde stați, domnule, e mai exact? În faur, de la moară mai încolo, 500 de metri. De la moară, da, adică acum 500 de metri înapoi sau unde este, domnule? Pripodoleni. A, pe partea cealaltă. Încearcă să mă sun duminică, poate fi acasă, să ne vedem atunci. Deci când, pistolul R? Bre, sună-mă duminică, bre! Hai, duminică! Bă, bre, pe cineva la telefon care aude, bre. Dă un om la telefon care auzi. Dar n-am pe nimeni, domnule, aici, domnule. Mă apuc de săpat, mă aud de tot magazinul acum. Ce te auzi? Toată lumea din Slobozia mă aude. Da, dumneavoastră, unde ești, domnule? Tema ta, ești om sănătos la cap? V-am zis să mă sun duminică. Da, domnule, dar luna care vine, da? Dar acum duminică de ce nu mă pot suna? Acum duminică? Păi dar de ce nu mă pot suna acum? Cum acum? Duminică, vrei? Da, domnule, haide că vedem cum facem. Și ne auzim, domnule. Da, se vorbească cineva care aude, vrei. Caut un vecin care aude. N-auzi? Ai auzit ce spun eu? Da, domnule, haide. Da, caut un vecin, o rudă, care aude. Cum, n-ați înțeles? Hai, vrei, termin închid telefonul, vrei. Bun, domnule, haide. Și cum facem, domnule? Vre, mă, spun și vii la mine acasă, vrei. Da, dumneavoastră, unde stai, domnule? Păi ți-am zis să zănești de la moară mai încolo. De la moară mai înapoi? Vre, ți-a un om care aude și lasă-mă dracu în pace, că mă doare capul. Caut un om care aude. Să pune la telefon să vorbească cu mine. Hai, pa! Da, bine, domnule, dar cât costă, domnule?